Merge? Merge. Ioane, de ce ce-mi dă tofănică? Treci colo și filmează și tu. De ce-mi dă duș apă? Că se defune. Nu vreau prietenul să se ducă să-mi ia și mie cârnaț de casă. Și-o țurăm prânzică. Servește-mă și pe mine, pe vlogul lui taică-tu acum, colea. Hai! Pașa! Fus! Să beau cu sticla. Sigur, cu bară. Iau pahar din ăla de sus, nu beau din ăla. Bine. Ia asta. Nu, nu, nu! Uite, din ăla simplu, albă, într-un picior, din ăla. Din ăla. Așa, că sunt pe vlogul lui taică-tu. Ia și pe taică-tu, adică. Mulțumesc. Prieteni, să știți că eu nu folosesc alcool, dar... Că e te dat. Mai gust și eu așa, bere, dar vinul. Șampanie mai gust. Are ceva pe voi pastilele? Un pic. Dar nu sunt antibiotice. Nu. Ai până că mamă, gustă și tu. Vrei? Zici ceva de încheiere. Vrei și tu țărășuncă? Gustă și tu țărăbele. Bravo. Hai. Vă mulțumim, dragi prieteni. Mulțumesc în numele meu. Vă vorbesc pentru numele meu. Prieteni, vă mulțumim mult. Și vă rog frumos să vă abonați la canalul meu, Mărcuța de la Strehaia, și la canalul lui domnul Fani de la Strehaia. Și... vă mulțumim și pentru comentariile frumoase. La toată lumea mulțumesc. Și vă aștept pe canalul meu, Mărcuța de la Strehaia. Ce? Am revenit. Așa? Mâncarea mea. Ce mănânci, Mărcuța? Ce? Lasă-mă eu în pace. Șunculiță. Da. Brânzică. Dacă voi nu vreți să mâncați cu mine. Ceapă cu păgăci. Cu păgăci. Asta e mâncare pentru dietă. Da. Asta e mâncarea săracului. Șuncă cu slană. Slană cu brânză și cu ceapă. Da, mâncarea săracului. Ce așa? Aici e pâine din asta de acasă, făcută, e caldă. Uite așa, ești tu. Nu vrei. Și ce vrei? Nimic. De ce nu te duci să-mi iei și mie cârnat? De unde? Din afumătoare. Mi-e frig. Pune mâna la gură când caști. Zi, uite cine mă curetește. Varză. Parcă nu e bună varza asta. Mâncarea săracului e bună. Știi să-mi iau o țărăsare. Au! Nu-mi dă și mie inima. Adică? Așa. Și uite, facem așa. Topul de pe lume. Topul de pe lume. Îmi cer scuze, prieteni, dacă vă fac poftă. Mănânc și eu slănină din asta ca să-mi țină în Anglia. Să-mi țină colea, știi? La spate. Aha. Asta e bună, că se depune.
la spate și ține, ca să nu mai mă doară. A. Unde duci copiii? Nu prea mai e foc. Topul de pe lume? Ia și eu, pune mâna la gură când caști. Că mă închid în tine. Ia să vedem ce e asta. E ok. Ia cu ceapă, ia cu ceapă. Dar știi ce vreau și eu de la tine? Să beau ceva. Vin. Nu. O bere. Mi-aduci? După ce termin, mă duc. O bere vreau să beau, dar din aia strombul. Da. Aduc-o și du-te. În salon. Ai să nu plece, oprește? Câte minute ai? Opriți? Așa. Și să intrați pe canalul meu de YouTube să vedeți acolo, prieteni. Uite, în ce hal m-a adus acest om. Am rămas blocată. Acolo? Pe canalul meu de YouTube n-am spus ce lucrez. Dar spun aici, pe canalul lui domnul Fane de la Strehani. Ce lucrez unde? În Anglia? În Anglia, prieteni. Așa? E o bandă cu iaurturi. Și iau... Și cu ea în fața mea e altă bandă cu alte iaurturi. Și eu iau de aici, de pe banda asta și pun pe banda asta. Câte patru. Iaurturi, o dau la Fănică mai departe, Fănică o dă la altul mai departe. Iar așa, pun. Și tot așa. Asta e munca în Anglia. Ah, e bine. E bine. Să vedem ce e acolo. Câinii cu covlici în coadă. Sunt foarte obosită, nu mai pot. Îți place cum arăt? Ce? Cum arăt? Obosită, așa. Păi dacă mâncași vene. De la vene. Te îndoane de vite, de ce folule? Prasta mă era. De ce? Tendoane. De ce? Tendoanele alea, așa. Mușchii ăia de aici. De la vite, de aici. Și le mâncai pe ele, eu cu lămâia, trăgeam așa. Ca prasilină. Tu ce zici, Onică? Bine. Bine? Te ocupi și tu de canalul meu de acasă? Normal. Normal? Vreau să văd. Și banii cine încasează? Fănic. Au. Deci eu la salariul meu ție, cum ar veni, nu? Da. Și salariul din altă și de pe YouTube? Da, mult. Așa. Pentru tine muncesc. Mulțumesc. Să ai tu ce vrei. Tu mâncați ceva astăzi? Nu mai foame. Nu ți-o foame. Tu ții dieta? Nu. Ba da. Tata. Recunoaște. Tata nu mai ține dieta. Prieteni, nu mai ține eu în dieta. Mănâncă orice. Mâncă asta șuncă, ceapă și pogăjinărea. Un pic așa mâncai de poftă. Da. Aș mânca și o țără. Și nu mănânci. Păi și... Câte minute ai? 3 minute. Hai, revenim. Hai, revenim, prieteni, cu șunca. Bună seara, prieteni. Bună seara. Bună seara, prieteni. Stăm și noi la o discuție pe canalul domnul Fane de la Stăihaia. Da. Cu Fănică. Ne pregătim de plecare, să plecăm peste câteva zile. Fănică? Da. Te muți la papă? Da. Rămâne acasă. Rămâne acasă, Fănică? Cu ce mănânci acolo? Cum să sunt? Eu? Da. Grefă. Păi și ce, iar când îi faci așa? Îmi veni sâlă. De la carnea aia care mâncai în afumătoare. Dar ce furgă de care mâncă? Că mie nu-mi plăcă. Mâncă coază. Vine din alea tendoane de vită. Tendoane de vită. Dacă vreți să vedeți, prieteni, intrați pe canalul meu de YouTube, Mărcuța de la Strehaia. Să vedeți ce mâncai eu cu lămâia. Acum sunt de pe canalul domnul Fan. Da.
Și mănânc grefă din asta, că îmi vine sâlă după carnea aia. Adică dă mâine în jos. Auzi, nevestu, cum să stăm și ce să facem? Trebuie să mergi la școală, te duce bunicul fiecare zi, să fii cu mine de acasă. Și tu și Maria. Da? Da. Dimineața vă duce bunicul și după masă veniți pe jos. Dau și ție tendoane din alea. De care? Eu nu mă rog din alea. De vită. Mie nu-mi plăcă. Nu-ți place? Mm. Nu mai ai nici butelie. Te termină și butelia? Da, la butelie. Butelie avem, uite un dulap. Avem butelie la pufoaiele astea. Pogăci. Uite, plici. Nu știu pe nică, îți calme. Nu vrei. Tu nu mâncați nimic astăzi. E din așa. E prunișor, uite. Hai, îți dau o dulceață. Hm? Zahăr. Încălzeci. Ți le încălzesc? Păi dacă tu nu vrei să mănânci, atunci noi facem noi calde. Plecinte ca la prunișoare. Așa că, prieteni, vă rog eu frumos să-l convingeți pe domnul Fani. Ciao. Ce? Să-l convingeți pe domnul Fani, prieteni, ca să ne lasă să mergem în Anglia, că nu vrea să ne lasă. E supărat pe noi? Nu e supărat, dar... Un pic așa. O țără dușmănie. Supărat nu e, dar o țără dușmănie. Fănică, tu cerci. Nimic. Vă rog eu frumos, spuneți lui domnul Fane în comentariu să ne lasă să mergem și noi acolo în Anglia, să vedem ce e acolo, câinii cu covliși în coadă. Că omul până nu vede, nu... Nu se convinge, da. Dar dați-vă mai încolo. Au! Lasă că mai e nimic, am făcut sutele, vreau să văd acolo. Uite, îți place cum merg, îți place? Păi și în Anglia ce faci? Hă? În Anglia. Îți place cum merg? Dar știi de la ce merge așa? De la ce? De la tendoanele alea care mâncași. Aaaa. Mâncare azi numai veni. Nu e de la tendoanele. Ridică pescările alea, nu văd că te supărași pe mine. Prieteni, să intrați pe canalul meu de YouTube să vedeți la Mărcuța de la Strehaia cum se ceartă eu cu mine. Bună ziua, mamă! Bine ai venit! Uite, am fost și ți-am luat o oaie să ai să mănânci. S-am luat o oaie, ia uite, de la prunișori, de la ne-a crescut noi. Ia uite-o, oaia. Am luat-o de pe Saivan. O vezi, ia uite oaia. Da. De pe Saivan. Cum de pe Saivan? Da, așa, ca la prunișori. Ca păi la oaie, am luat oaie rece, congelată. Da, de pe Saivan, fată. Ia uite, ce nască din pisică, tot și aia își mănâncă. Bă, cine e ăla? Ia uite. Ce mi-a adus, să mănânc eu oaia asta, ta? Stai așa. Dă-i! 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 Ce mi-a adus mie asta să mănânc eu? Păi și ce-ai? Eu nu mănânc, uite, stai! Nu mai supărare îmi faci! Asta e bună, o luat cu voi când plecați la muncă. S-o iau pe avion? Da. Și ce să fac cu ea? Să aveți acolo, să mâncați și voi carne de oaie. Uite, ce mi-a adus să mănânc? Lasă că-i bună, lasă că-i bună, acolo face ciorbă, prastamă. Faceți prastamă, tu-i voi dacă și la cu mine. Candeagă nu că hai. Le dai și rucheni. Și Angela, da. Și Paolo. Gata, eu nu mai vorbesc cu tine. Mâncați ceva astăzi? Uite ce mai am. Ha? Răbdări, prăjite sau cu varză? Cu varză? Lasă că bune la cu varză. Pusă de noi paie la purcei. Vai paie la purcei, să le bag și lor paie la purcei. Dui. Aaa, și-o alinii găsul în băgă. Să le bag și lor paie la porci. Hai, revenim. Uitați, fraților, mă ocup de porci. Le bag și lor paie.
Bește pătrău, ha? Bește pătrău. Bește. Sunt și ei, animali. Le ești și lor ca oameni. Da. Și atunci, de ce te supăr? Nu mă supăr. Lasă ușa deschisă. Păi iasă porcii. Dacă nu iasă, cu mine. Adă-l porc la oameni. Na, Petrică. Gata. Păi ce dă duce mâncare? Mai dă tu astăzi. Murături? Da. Boabe, nu mai e boabe să-i dăm boabe la porci. Nu mai e, că n-avem porci de Crăciun. Nu ia de mătură în gură. Care? N-am aici mătură. Ha? N-am. N-ai mătură? N-am aici. Păi de ce n-ai? Dă-i pe zăpadă acolo, pe masă, du-te. Ia dă-și mie furca. La mare? Aha. Am tusa de medic. Eu sunt și doctor veterinar. Și? Nu. Ne castrez porci. Da? Da, porci, porcele. Da? Da. Mănâncă? Ce să mănâncă? Pune dă tu eu o găleată de amari. Boabe acolo, mișilor, du-te boabe. Du-te ele de acolo, du-te ele. Ha, păi e boabe.
Este, este. Haide acum. Mai e o găleată acum. Nu dai la post de mâncare deloc? Cine? Eu? Da. Tu, nu, prima dată când vii. Prima dată. Da. Ce le dai tu dacă nu e să vin eu? Zbuni, zbuni. Bucăturile. Au un mic de mâncare aici. Dă-le, dă-le. Și nu sunt ăsta, să te mă... Ia uite ce aici. Dă-le, dă-le, Bobby. Păi dă-le pune asta să mănâncă și acolo, până mâine. E prea mult. Lasă-le până, mănâncă așa încet. Pune aia, că mănâncă că e... Mănâncă și ei până mâine acolo. Hai, dă-le. Mașina asta, o fiantice. Păi am un loc, șoferul meu. Da, șoferul tău. De unde e al tău? Șoferul iadului, cum? A uitat de el. Iadului? Da. Nu mai e bun. Ce înseamnă aia, șoferul iadului? Vă ducea peste tot. La iad. Hai că mi-e frig. De ce te frig? De ce? Auzi, mai faceți pâine de azi. Ați avut făină mult, ați făcut. Ați avut făină, ați făcut multă. Bine că mănâncă porci. Odată se termină tot. Nu faceți și voi cât trebuie. Mâncați, mâncați. 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 Trebuie să iau pungi de aici, să nu mănâncă pungi. Oh. Oh, oh. Cum le dăm la porci și apă? Aduci cu găleata. Aduci? Eu! Sigur. Eu nu aduc tu. Mașinuța mea nu filmezi. O lași aceea la porci. Cum tu lași aceea la porci? Las-o doarmă porci în ea. Cum tu lași aceea? Oprești. Am revenit la mama mea, acum am ajuns și eu, am fost plecat puțin și am ajuns la mama, să văd ce face mama. Uitați-o pe mama, stă în fotoliu. Puțin cu apa, mâncai și beui la... Ai mâncare? Am mâncare. Țuică, beușață, nu? Nu, mai am țuică. Nu mai ai țuică? Nu mai am. Îți trimite o țuică de țuică. Să fii sănătos. Doamna Marița, tot supărat. Păi dar ce să fac, să râd? Pentru da. Ce să râd? Mare bani. Pentru ce să râzi? Dacă râzi, zice că lumea că e nebun. Și așa că e supărată? Supărată, nu. Supărată, da? Da. Păi de ce e supărată? Că ți-am adus o oaie? Da, o mănânci tu pe aia, afară, acolo. Ai adus-o de la bunișori. De acolo am crescut eu. Da. Dacă nu te lauzi tu... Cine să l-am adus o oaie. Dar eu nu mănânc, știi că nu mănânc. Tai tu câte o bucățică din ea, da, plec și eu la București. Și îți fădam ție acolo, la Leo. Da, Leo îi place oaie. Păi du-i lui, că eu nu mănânc. Așa nu duc lui Leo oaia. Dar cu copiii. Copiii pleacă și așa, eu nu mănânc. Și tu dacă vrei să mănânci, ia articul, du-te la Leo și ce-i. Mă duc. Hai să mă duc. Uite, mama noastră, mergem și are focul, nu prea merge, că centrala nu e. Mergem, 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 mergem.
Uitați, soacra bătrână a grijă de amică. Unde e cățelul? Nu știu. Cum nu știi? Unde e pufi, că nu-l văzut din curte? Că ce s-a stă? Ce nu mai iau al mele, e și al tău, tu l-ai adus. Cum adică unul nu știi? Umbră, că-i câine și el. A? Umbră, că-i câine. Hai. Hai, mamă, să fii cu minte, ai ce să mănânci, culcă-te, televizorul merge. Îți trămet o strățuică. Hai, ce bea? A? Ce bea panci? Nu bei. Ce bea panci? Hai, noapte bună. Hai, hai. Pufi! Pufi! Pune! Cum adică nu știi? Nu știu, dar ce te văd eu? Mă duc și după câine și frie, iarnă. Păi aia ce e acolo, mâță? E mâță, mâță. Păi cum adică din cățăr s-a făcut mâță? Da, s-a făcut mirea asta, țapă. Cum adică s-a făcut mirea asta, țapă? Eu uite, din pufi s-a făcut mâltan. Bă, unde e pufi al meu? Ăla e Bria. Aia e Bria. Doamna Marița e. Aha, și Bria ca e. Bria e plecată. Ia uite-o. Bria. Ia uite pe Bria. Uite mamușa. Da. Uite mamușa. Da, haideți să o scapă. Ăștia suntem, doamnelor și domnilor. Alții nu suntem. Fane, Marița, mama Bria, Mâța, Pufi. Asta e. Lămâia, Sterică, sunt plecați. La tata lui Lămâia și la mama lui Lămâia. Da. Mă duc să-l caut pe Pufi. Pufi! Ia uite și pe asta. Cine mai e și asta? Asta e doamna Marița. Copia ei. Pufi! Bă, Pufi! Unde e doamna? Pufi! Pufi! Unde o fi, doamnă? Pufi! Aici nu e. O fi supa. Unde? În casă, te uitai. Nu mă uitai. Păi, dar n-ai spus că nu e în casă. Păi, nu e în casă. Păi, și atunci? O fi intrat pe ușa ailaltă. Pe care e ușa ailaltă? O mai e ușă, în cea el. I-ai fi dat tu drumul. Mai știi? Să vezi ce bătaie mănânci tu noaptea asta. Să mă văd scăpată de el. Să te vezi tu scăpată. Să pleci și tu dacă nu mai e Pufi. Aha, hai, hai. Dacă nu mai e Pufi, să pleci și tu din casă. Și tu unde pleci? Eu. Ei. Să vezi ce mă îi dau moartea căprioarea noaptea. Păi tu n-ai domiciliu aceea. Este aici a venit. N-am eu domiciliu. Da. Aici a dat prin subiectul. Nu. De ce? Economie. Economie? Da. Casa verde, m-am spus. Unde e cățuria să văd? Pufi! Ia vezi pe mine. Băi, Pufi! O fi intrat pe ușa. Unde? Copilul meu, Pufiniță, ce faci, nană? Ce făcuși, băi, băiatule? Unde-i pusă și tu? Ce făcuși, băi, băiatule? Nu-ți pare rău, Ghiră. De mie, nu-ți pare rău. Păi cum? Păi e și el, copilul meu. Uitați-l. Ăsta-i Pufi. Îi pun haina cu alea să se usucă și lui. Și cum ai putut să spui tu că nu e Pufi? Unde e pusă-și, băi, copilule? Bă, unde e pusă-și tu? Mamă, ce copil cu minte am. Pufi al meu. Ăsta e Pufi. Ia, ce făcuși? E Pufi, tot nu mai pot să fie. Hai,
Mulțumesc Dumnezeu că l-am găsit, Doamne ajută. Dacă nu-i găseam cățelul, cine știe ce bătaie luai tu în seara asta? Ce vorbești tu? Aici ar dorme, la picioarele mine. Vă doresc o noapte bună la toți prietenii mei de pe canalul meu de YouTube, Fanii.